キコリキ。În curând Săpescu intră în hibernare. Uneori iarna, când sunt trist, cred că urșii sunt norocoși. Dorm fără nicio grijă. Dar dacă sunt bucuros și mă distrez, atunci îmi pare rău de ei. Urșii sunt foarte speciali. Doar ei pot să doarmă toată iarna. Asta nu e adevărat. După ultimele date științifice pe care le dețin în exclusivitate, hârciogii și bursucii pe... hibernează și ei. Și multe alte animale, șinșilele, aricii. Aricii? Da, aricii. Aricii! Cântec de leagăn pentru ariciu. Hibernesc ca alți arici. Fără tine aș muri de plictiseală iarna. Ești un arici special, unul excepțional. Numai aricii excepțional nu trebuie să doarmă toată iarna, ci doar în timpul nopții. Ei bine, de unde să știi tu că trebuie să hibernezi iarna? Nu e vina ta asta. În afară de asta, eu cred că trebuie să dormi atunci când vrei să dormi. Și dacă nu vrei și nu ți-e somn, de ce să-ți faci griji? Nu știi ce poate să-ți facă lipsa de somn? Poate cauza iritabilitate, schimbarea sistemului imunitar și schimbări de comportament. Tu chiar nu-ți dai seama? Cât somn am pierdut eu de-a lungul anilor! Și atunci ce să facem? A? Oricum nu prea ai ce să faci. Dar dacă vrei să dormi confortabil toată iarna, trebuie să te pregătești din timp. Sunt multe de făcut. Perne, pături din puf. Și pătura ta și un ceainic lângă pat, în caz că ți-e sete. Cam asta e tot. Întinde-te, învelește-te. Așează-te confortabil, închide ochii, pune-ți laba în gură și dormi. Doarme! Ești întins? Da. Și te-ai învelit? Bine? Da, m-am învelit. Stai confortabil? Păi destul de, doar că mă mănâncă spatele. Mulțumesc! E bine acum. Hai, acum închide ochii! Pune laba în gură și dormi! Ai adormit? Nu știu de ce, dar nu mi-e somn deloc. Ariciule, dacă vrei să vorbești, scoate laba aia din gură! Am spus că nu mi-e somn chiar deloc. Poți să-mi cânti ceva să adorm? Ai vrea? Te rog frumos! Că nu pot dormi. Păi, nu sunt sigur. N-am mai cântat niciodată un cântec de leagăn. Te rog frumos. Bine, bine. Dorm, ariciule, bunul meu arici, prietenul meu. Dorm liniștit, să visezi cele mai frumoase vise. Cu toate că nu ai mai dormit niciodată toată iarna, eu o să fiu singur gândindu-mă la tine. Că dormi, prietenul meu cel mai bun. Și când o să te trezești în sfârșit primăvara, o să vii la mormântul prietenului tău, care iarna asta a pierit de plictiseală în deplină singurătate. Ce-o să fac fără tine?
Am aflat că nu toți aricii hiberne... Am aflat că nu toți aricii hibernează. Unele specii din îndepărtatele jungle ale Indochinei sunt la fel de active iarna ca și vara. Desigur, posibilitatea ca ariciul nostru să facă parte din acea specie este, aș spune eu... Nu trage încă concluzii! Ariciul, trezește-te! Pentru o clipă! Uită-te la el! Este clar din Indochina! Ariciule, ariciule, sunt așa de fericit! Ce e? Ce se întâmplă? De ce e ud? Kikoriki! Cauți cumva ciuperci? Aha. Ăsta nu e locul potrivit. Poți să găsești multe ciuperci dincolo de luminișul din pădure. Sau pe lângă trei stejari. Da. Pe lângă trei stejari poți găsi suficiente cât să umpli un coș, cât ai clipi. Și unde e locul acesta trei stejari? Uite, mai să fie. Este dincolo de crângul de mesteceni. Apoi treci de râul Pietros, apoi de golf, apoi se face o stâncă la stânga și o prăpastie la dreapta. Prăpastia la dreapta. Stai, așteaptă! Deja m-am încurcat. Care-i primul, golful? Așteaptă! O să-ți desenez o hartă. Așa, sunt golful, apoi prăpastia, stânga. Poftim! Cartografie. Deci, ai găsit ciupercile? Nu e niciun stejar acolo, numai bușteni. Mai exact, doi. Și jucau biliard. Când mă gândesc, am pierdut o zi întreagă. Niciun stejar? Cum adică? Ce vrei să spui? Niciun stejar? Cum adică? Ce vrei să spui? Da. Ai trecut de râul Pietros? Da. Și de golf? Da, dar după golf nu e nicio stâncă sau o peșteră. Doar o mlaștină secată! Deci până la urmă n-ai ajuns la golf. Ah, înțeleg. A confundat izvorul cu golful. N-a ajuns niciodată la golf. Ah, serios acum? Izvorul? Golful? Ai fost doar puțin dezorientată. Ai nevoie de o hartă. Hai să mergem. Harta lumii. Ce? Harta stelelor. Harta Africii. Ai cumva harta Perului? Nu mă întrerupe. Hărțele Antarcticii, ale Lunii, vechea și Noua Zeelandă. Incredibil! Nu e nicio harta zonei noastre. Culmea! Atunci ar trebui să facem una! Ai uitat de creastă. Știi tu, creasta muntelui, la est de dig. Și pajiștea albastră, de lângă pădure. Nu am uitat de ele, doar că nu e suficient spațiu. Trebuia să desenăm la o scară mai mică. Nu! Scara e foarte bună! Desenează restul aici! Așteaptă. Poftim, ai desenat doar pădurea. Dar unde ai pus casa mea?
Pe hartă sunt puse doar cele mai importante lucruri. Are casa ta cumva niște minerale sau poate vreun sit de pelerinaj sau... Cu timpul o să fie. E bine, atunci când o să fie, o să o punem pe hartă. S-a terminat hârtia. Continuă să desenezi aici. O să o mutăm mai târziu pe hârtie. A plecat să deseneze o harta Perului. Uite ce harta Perului am desenat. Cine știe, poate că cineva o să hotărască să meargă acolo datorită nouă. Am călătorit acolo când eram tânăr. M-am simțit așa de bine. Aceasta este cafeneaua bunului meu prieten Miguel din Laguna Iarina Cocea. Asta e o plajă drăguță unde obișnuiam să stau la soare sub o umbrelă de paie și de aici puteai să cumperi pipe de bambus de la prietenul meu Jose. Mai sunt multe locuri aici, dar am putut să pun doar atâtea pe hartă. Am pus doar cele mai importante lucruri. Poftim? Totu-i bine, dormi. Au dublat actorii Viorel Ionescu, Anca Iliese, Gabriel Spahiu, Ionuț Pohariu, Cristi Niculescu, Icoriki. Hai, pase, de la mine, hai! Hai, Ai vrea să te joci cu noi? Ai putea să stai în locul meu câteva jocuri, pentru că nu mă simt prea bine azi și m-am și lovit. De ce te-ai jucat dacă ești lovit? Și mai ales dacă toți încearcă într-una să te rănească. Ariciu, ăsta-i hockey! Există un puc, gheața e alunecoasă, așa că e inevitabil să nu cazi. Eu cred că singurul motiv pentru care se joacă pe gheață este că jucătorii se pot împinge unul pe altul. De ce nu încetați să jucați jocul ăsta crud și nu vreți să mă ajutați să construiesc un om de zăpadă? V-ați folosi mult mai bine timpul. Unde este pucul ăla? E chiar aici, chiar aici! Prietenul meu fără frică, te rog să fii atât de bun și să mă ierți pentru tot ce s-a întâmplat pe gheață. Am fost puțin cam prea dur, cred. Stai liniștit, prietene. A fost numai și numai vina mea. Nu trebuia să fiu atât de ușuratic. Tu ai jucat corect, după reguli. Totuși, Corbescu, m-am repezit cu prea multă forță. A fost o lovitură obișnuită și a fost un joc obișnuit. Apropo, l-am împins pe țopa de panou. Asta n-a fost prea frumos din partea mea. E în regulă, asta e jocul. Nu-ți pot controla emoțiile. Nu-mi plac jocurile unde trebuie să-i lovești pe ceilalți. La început se întâmpla doar când jucam hockey, dar acum parcă nu mai este de ajuns și ați început să vă bateți peste tot. Nu e adevărat! Despre ce vorbești? Da! Uneori totul devine prea dur și ne lovim în timpul jocului. Dar după joc ne respectăm unii pe alții și avem grijă de noi. Hai de vindecă, de ultimul tău gol a fost fantastic! Joha, să te faci bine! Ariciu, poți să faci ceva pentru mine? Cerem orice vrei.
Vezi tu, din moment ce trebuie să stau o perioadă pe bară, turneul nostru se găsește în impas. Iar celorlalți lipsește hocheiul foarte mult. Ai putea să joci în locul meu? Doar puțin. Eu? E regulă, e regulă! Nu te supăra! Asta e cel mai grozav lucru la hockey. Nu e deloc jenant să cazi. Cel mai important e să tragi cât mai mulți adversari cu tine atunci când cazi. Ariciu, nu-ți face griji. Astăzi nu o să te lovim prea tare. Serios. Ariciu, Ariciu. Poftim? Ariciu, oprește-l! Ariciu, panoul! Ariciu! Trezește-te! Jocul e început! Ei bine, ce este? Hai, hai odată! Hai! Prietenul meu prea entuziasmat. Ăsta nu e balet. Nimeni nu se va purta cu mânuși cu tine doar pentru că ești începător. Dă tot ce ai. Versiune Kikoriki. Biblioteca. Bine, bine, bine. Da, nu, asta merge aici. Așa cred. Acolo. Perfect. Știai că dacă ștergi praful cu ajutorul unui ventilator, dacă una dintre lamele lui lovește mânerul dulapului, atunci sunt șanse mari ca aceasta să se rupă. Am hotărât să mă ocup eu de asta. Dar în loc să găsesc manualul ventilatorului, am găsit unul pentru un generator eolian. Se pare că este un lucru extraordinar. Face electricitate din vânt. Imaginează-ți! Vântul este nimic! Iar din nimic putem produce electricitate. Iată. Pentru a alimenta lumina dulăpierilor de machiaj, a uscătoarelor de păr, scaune de masaj și saloane de bronzat. Dacă nu vrei să mergi de una singură, atunci o să te port eu jos! În brațe. Încă nu am terminat de citit manualul ăsta. Niciun caz. Eu încerc doar să fiu drăguț, iar tu îmi scoți ochii. Ascultă-mă. Să știi că în capul tău nu este decât aer cald. Este atât de mult spațiu acolo încât ai putea să bagi generatorul eolian și tot aerul acela va lumina toată valea. Înțelegi? Tu ești doar o mansipama hiperamplificată. Mansipama. O hiperamplificată mansipama. Tu îți dai seama ce ai spus? Mansipama? Bună, ce cauți, curioasa mea prietenă? Am dat peste un cuvânt pe care nu-l știu. Vrei să te ajut eu? Nu, mulțumesc, o să-l găsesc singură. Dicționarele sunt acolo.
Să vedem, amplificat înseamnă crescut, exagerat. Eu sunt o mansipamă exagerată? Dar ce înseamnă mansipamă? Poate că mansipamă nu este un cuvânt. Mansi și pama? Nu, nici asta nu are niciun sens. Poate nu e mansi și pama. Poate este man, si, pa și ma. Nu, nici asta nu e bine. Și dacă încerc să rearanjez literele? Ansipam sau paminsa? O să vezi. În curând o să-și dea seama. Asta este imposibil. Codul este prea complicat. Ansapi, societate secretă a bărbaților, urmașii școlii de gândire trei frunze. Școala de gândire trei frunze. Periclitatea la începutul sistemului patriarhal. Patriarhal, asta e. Dar nu pot să cred. Am fost creată pentru a reinstaura rolul bărbatului în comunitate. Deci asta e. Vezi de asemenea și codul patriarhal? Prima regulă a codului este să nu menționezi niciodată codul în prezența unei persoane de sex feminin, numită în continuare F. Interesant! A doua regulă. Oferă lui F cadouri, cum ar fi flori și bomboane. Scoate-o la plimbare, fă tot ce poți pentru ea, mai ales pentru a o face să se simtă slabă și neajutorată. De ce ai folosit cuvântul secret Masipama? Ce înseamnă o F care a cutezat să-și abandoneze feminitatea? Eu, de fapt, nu am vrut să-i spun. Dar tu să o lași să folosească librăria, chiar dacă codul nu permite să oferi femeilor alte cărți în afară de cele care vorbesc de dragostea romantică pe care femeile o au față de bărbați. Hei, asta e ciudat, pentru că am întâlnit și alte fâi cu ochelari care citeau și altfel de cărți. Prostănacule, ăia erau roboți speciali. Ai pus în pericol stilul de viață pe care încercăm să-l dezvoltăm de sute de ani. Voi? Cine sunteți cu adevărat? Dominația voastră va lua sfârșit! O să vedeți! Am să asamblez generatorul eolian de una singură și atunci nu o să mai am nevoie de voi! Prindeți-o! Dă-ne codul! Dă-ne codul! Dă-ne codul! Haide să nu ne mai certăm! Trebuie doar să-mi spui ce înseamnă mansipam. Mansipam? Hai, nu înseamnă nimic. Am vrut să spun într-un fel, dar mi-am dat seama în timp ce vorbeam că nu are niciun sens ce spun. Am spus și eu ca să spun. Mansipamă! Mansipamă! Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Kikoriki Turis. Morco, vezi, ascultă aici. O să fii aruncat în lumea plăcerilor vieții sălbatice, pe această fabuloasă insulă nelocuită. Da, ar fi bine să fii aruncat, pentru că experiența de până acum n-a fost prea grozavă. Cum adică nu a fost prea grozavă? Uite, scrie în broșură aici: timpul va zbura pur și simplu în așteptarea minunatei întâlniri cu natura.
Te-ai prins? Continuă să vâslești, Aliciu! Hai, vâslește! Da, vâslesc! Vâslesc! Vezi asta? Asta e umbra parfumată a copacilor tropicali și marea azurie și nisipul de aur. Ariciu, cred că m-am mars. Ar trebui să pui probabil ceva rece acolo. Nimic. O să fac o baie în mare și o să fiu ca nou. Ariciu, vino să nați. Topa, nu te duce prea departe. Nu se știe niciodată. Hai! Ajută-mă! Topa! Deci ce s-a întâmplat? Vin acum! Ajută-mă! Ce e mizeria asta, hă? Notam, dar în loc să fie apă, era asta, înțeapă. Sunt meduze. Scrie că meduzele rare ori înnoată în partea asta și că nu se apropie niciodată de mal. Asta înseamnă că suntem norocoși. Este un fenomen așa de rar. Dar asta înseamnă că nu mai înnoți. Țopa, nu te supăra. Ei bine, da, marea nu este prea grozavă, dar tot este o insulă nelocuită. Am citit mai de mult într-o carte că problemele călătorilor se rezolvă de îndată ce își umplu rezervele de apă. Așa că hai să le umplem. Ceva nu e bine cu umbra dulce a acestor copaci. Nu cred că oferă umbră precum copacii noștri de acasă. Asta e normal pentru copacii tropicali. Nu cred că o să reușim să ne umplem rezerva de apă. Ariciu, uită-te! E menționat cumva din întâmplare ce mănâncă locuitorii acestei insule? Scrie aici despre gustul divin al fructelor exotice. Vorbești serios? Lasă-mă să mă uit! Morcoveți! Ariciu! De aici vine gustul divin și dulce al umbrei! Dar în broșură nu spune ce fructe poți mânca. Este un zânt, Ariciu! Toate sunt foarte bune! Mă întorc imediat! Țopa, tu unde te duci? Ui! Scrie aici: noaptea temperatura poate scădea. Atunci de ce e un mic desen chiar la capătul? Mă întorc imediat. Și efectul gustului dulce al fructelor este trecut acolo? Nu știu. Oi. Știi cumva, din întâmplare, cât durează aceste probleme temporare când călătorești? Durează oare mult? Călătoresc niciodată! Îți promit asta solemn, crede-mă! Iar aici sunt câteva din rezervele mele de zmeură. Ciceaiul nostru preferat! Nimic nu are un gust așa de cum să luați să ciceaiul de când am plecat!
Vă recomand să-l... Da, așa e. Îți amintești? Ai mers în noți și te-ai întors plin de meduze. Da, uite aici, încă mai am cicatrici de atunci. Uite, vedeți? Uită-te și tu. Ia. Interesant. Și acești copaci nu fac pic de umbră. Chiar așa? Așa e. Și fructele au un gust divin. Păi, au fost câteva probleme temporare, dar au trecut. Într-o zi și eu o să fac un tur al unei insule nelocuite. Vă promit asta din toată inima mea. Corbescu, îți recomand cu toată inima. Turismul e ceva extraordinar. Chicoriki. Este primăvară. Totul în jur începe să înmugurească, iar mama natură revine la viață. Dar dacă pentru mâncare depinzi de mama natură, de multe ori nu ai timp să-i admiri frumusețea. Trebuie să ari, să însămânțezi și să fertilizezi, astfel încât toamna să poți aduna suficientă mâncare. Lanuș! Adu pe toată lumea! Trebuie să arăm grădina de legume. De ce? Cum adică de ce? Ca să plantăm semințe. De ce? Care-i problema ta? Adu pe toată lumea să arăm grădina de legume. Nu mai avem nevoie de toate astea. Acum ne hrănește soarele. Doar soare și mult ceai indian. Ceai indian, ceai indian, hari, 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 hari. Ceai indian? Ceai indian. Soarele ne umple de energia lui. Simt cum corpul meu își recapătă puterea. Sunt un panou solar uriaș. În afară de energia solară, mai am nevoie doar de câteva vitamine ce pot fi găsite în ceaiul indian. Te rog, iau doar o sorbitură. Și nu am nevoie de nimic altceva. O bucată de tort nu ar strica. Te rog frumos, cei care nu au nevoie să fie eliberați de tentația torturilor și altele asemănătoare pot să se ducă să-și petreacă viața mâncând neîncetat dulciuri. Prieteni! Dacă nu începem să plantăm acum, gândiți-vă că la toamnă o să avem hambarele goale. Nu o să avem ce mânca! Continuați să absorbiți energia solară. Eram și eu ca tine, prietene, prins în plasa iluziei și a fricii. Dar iarna aceasta, într-o după-amiază friguroasă de februarie, urmăream un film indian și am văzut lumina! Dar... indienii nu cultivă altceva decât ceai și nimeni nu se plânge. Acolo toată lumea dansează, toată lumea cântă, toată lumea e așa de fericită și de însorită. Mă vei întreba de ce? Pentru că trăiesc doar cu energie solară și mult ceai. Dă-mi o bucată de prăjitură. E așa de foame, văd pete peste tot. Acesta este un semn foarte bun. Ai puțină răbdare și o să experimentezi o stare nouă și extraordinară. O să te eliberezi pentru totdeauna de povara torturilor, covrigilor și produselor de patiserie. Ceai! Cum te simți, Scruffy? Înainte de a părăsi lumea aceasta a iluziei, aș vrea să interpretez pentru voi un dans final, chiar aici. Mă
O, dragostea mea, respirația ta este ca adierea printr-un crâng de mandarine. Mersul tău este mai ușor decât crema de pe o prăjitură. Buzele tale sunt mai aprinse decât dulceața de cireșe. Când mă privești, inima-mi tresaltă ca un frigider gol. Când mă uit la tine, uit totul, uit de foamea mea. Ceai. E bine, e iarnă. Și recolta? Ăsta leșina de foame? Nu, a intrat în hibernare. Până primăvara viitoare. Hibernează, nu mănâncă, doar își suge laba. Noi ce facem? Sistemul funcționează pentru India. Acolo e mereu soare. Dar aici trebuie să luăm în considerare zilele scurte de iarnă, norii și precipitațiile. Și lipsa de elefanți. Uite, uite! Săpescu zâmbește în somn. Cred că visează ceva foarte gustos. Nu! Uită-te cât de fericit este! Cântă! Visează la India. Haideți să-l mâncăm. Kikoriki. Fetele care iubesc moda trebuie să le aibă cercei în formă de inimioară. Să vedem, să vedem, să vedem. Se poate comanda prin poștă. Poșta de Revelion. Ura! Au sosit! Au sosit! Minunații mei cercei au sosit! Îți vine să crezi. Am comandat un telescop acum 100 de ani și încă n-a sosit. Cercei mei! Scumpii mei cercei! Pentru numele lui Dumnezeu, ce faci aici? Încetează! Unde este cerceii mei? Ce cercei? Asta e cutia mea, aici doar eu. Erau niște chestii de metal aici, ascuțite și mă înțepau. Le-am aruncat. Cerceii mei! Mi-ai aruncat cercei! Nu te supăra, e în regulă, pot să-ți explic totul. Din cauza ta, nu mai am nimic acum. Ei bine, asta nu e întru totul adevărat. Sunt la fel de bun ca cercei ăia. Sau măcar nu sunt mai rău. Aș putea fi mai bun. Și apropo, cerceii nu mai sunt la modă. De ceva vreme, dacă mă înțelegi. Cum? Adică de ceva vreme? Sunt la modă? Abia din toamnă. Vezi, draga mea, vine anul nou. Și toată moda de anul trecut devine învechită. Nu vrei să porți niște briz-brizuri învechite, nu-i așa? Ți-ar plăcea așa ceva? Nici măcar o dată? Niciun caz. Dacă o dai odată în bară, reputația ta s-a dus pe apa sâmbetei. Stai liniștită, mă pricep destul de bine la modă. Cred că nu există în toată lumea un singur designer care să nu mă cunoască. Păi și atunci, cum te dormi într-un colet poștal? O, asta este noua mea idee. E felul meu de a mă exprima artistic. Nu înțeleg de ce-ți place. Nu e foarte confortabil, ba chiar nu e deloc. Confort? Nu contează asta, ci doar moda. Elita modei doarme numai în așa ceva. Visează cum le dau noi idei. Pe bune acum. Adevărat? Mai întrebi? Trebuie să-ți spun că ultima nebunie a acestui sezon a fost ideea mea. Mi s-a oferit de mai multe ori poziția de președinte la Academia Mondială de Modă. Grozav! Dar i-am refuzat. Trebuie să învețe să se descurce și fără mine. Și pe lângă asta, m-aș fi plictisit la un moment dat. Păi da, știi tu, toate petrecerile astea cu spectacole, prezentări de modă și toate cele. Aha, mie îmi spui? O să las totul în urmă și o să mă retrag într-un sat. Poate la mătușa mea, în necunoscut. Și o să obișnuiesc și provincia cu moda. O să vă hrănesc cu stil, ca să zic așa. Apropo de hrănire, unde se poate mânca pe aici?
Aparența este totul. Un porc trebuie să fie fabulos. Totul, de la machiaj la păr și haine, trebuie să fie perfect. Nu, să nu îți fie rușine de neputințe mici. Da, recunosc, toți iubesc să se îmbrace la modă. Și ca puicuțele, ciorap și tricouri catarame, buton, cercei, bluze, pulovere, ochelari și pantaloni, cizme și șire turmes. Cum să trăiesc cu boala asta? Smokingul a fost mâncat de moli, 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 moli. Mai bine muritor de foame, dar să fiu la modă. Da, nu ascund, fiecare e croit diferit. Fiecare vrea să măsoare ceva așa. Și ca puicuțele să zboare ciorapii și cămașile, berete, cravate și manșete, cardigane și jachete și șireturile verzi. Cum să trăiesc cu boala asta? Smokingul a fost mâncat de moli, 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 moli. Mai bine muritor de foame, dar să fiu la modă. Spune-mi, ce o să fie la modă sezonul acesta? Sezonul acesta? Ei bine, cred că fundițele. Dar fundițele nu s-au demodat? Sigur că da! Am spus cumva fundițe? Am vrut să zic că sezonul acesta toată lumea trebuie să poarte cercei aceia cu clipsuri, preferabil în formă de inimioară. Poftim? Ce? Cum adică poftim? Păi nu asta am vrut să spun. Cred oricum că am stat cam mult aici. Ar trebui să mă întorc la oficiul poștal. Adică la cum se numește Academia Mondială de Modă. Tu șoarece de poștă! Încă un lucru spui? Moda de anul trecut? Sau poate că ai vrut să zici ultima manie în materie de modă? Pentru că acest sezon va fi cu siguranță ultimul pentru tine! Un an nou fericit. La mulți ani, un an nou fericit. Am primit un cadou, telescopul. Versiunea în limba română. Kikoriki. Crezi în mine, Ariciule? Mingea mea, am trimis-o pe aici pe undeva. A, cea galbenă? Mhm. Așa o să o cauți multă vreme. Să știi că e mult mai ușor de văzut de sus. Cum adică, de sus? A, trebuie să facem un zmeu uriaș cu un scaun confortabil și un volan și să așteptăm un vânt puternic și apoi să ne lansăm spre cer și să căutăm mingea de sus. Este mai ușor să vezi ceva galben din aer. Vorbești serios sau glumești? De ce? Tu nu mă crezi pe mine? Zopa! Ești sigur că va funcționa? Ariciu, ai încredere în mine! Haide, am pornit! Mi s-a spus că sunt golan, fumurat și mitocan, că nu sunt om, ci exploziv, și că sunt foarte intruziv. Și adevărat de ei găiesc, nu-i vina mea, vă povestesc. Zopa! Și toată vina ea aparține acelui ce trăiește în mine. Acela ce trăiește în mine. Și
și niciodată nu se abține. Are trucuri de artist, enervant, dar fantezii și câte nebunii îl face. Eu nici când nu pot desface, enervant, dar fantezii, iar eu nu pot să-i rezist. Trebuie să vă folosim suneul pe post de sanie. Să intrăm acum, să ne lansăm și să pornim. Crezi că e bine? Vorbești serios sau glumești? Riciu, ai încredere în mine. Ești pregătit? Depinde pentru ce. Acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține. Are trucuri de artist, erban, dar fantezii și câte nebunii îl face. Eu nici când nu pot desface, erban, dar fantezist, iar eu nu pot să rezist. Vreau doar să-mi găsesc mingea. Dacă aș fi pierdut-o doar, atunci ar fi fost una și nu m-aș fi supărat, dar acum chiar încep să mă supăr. Mingea! Desigur! O să începem să sărim ca niște mingi de la un perete la altul și o să ne ridicăm din ce în ce mai sus până când ieșim la suprafață. Tu chiar vorbești serios sau glumești? Ariciu, ai încredere în mine! Acum aș putea fi acasă bând ceai, dar nu! Nu, din cauza că te-am crezut, suntem blocați! Cine știe pe unde? Ariciu, tu crezi că ai probleme de încredere? Ești pregătit? Da! Una, doi, trei! Gata? Da! Una, doi, trei! Ariciu? Ariciu! Așteaptă! Vin acum și eu! Aș fi avut o altă viață, să joc golf, să am mustață, să nu fiu bântuit de umbre, puteam să colecționez timbre. Aș fi avut o viață aparte, poate aș fi scris vreo carte și lumea m-ar fi admirat că sunt atât de cultivat. Dar nu, acela ce trăiește în mine și niciodată nu se abține, are trucuri de artist, enervant, dar fantezii și câte nebunii îl face. Eu nici când nu pot desface, enervant, dar fantezist, iar eu nu pot să-i rezist. Ce în el trăiește și să se abțină nu poftește, are trucuri de artist, e enervant, dar fantezist. Câte nebunii îl face, eu nici când nu pot desface, enervant, dar fantezist, iar eu nu pot să-i rezist. Ariciu, nu mai avem putere și nu știm cât de departe trebuie să notăm. Așa că trebuie să prindem câțiva rechini, să le punem căpăstru și să-i legăm de bucata asta de lemn. Doar că nu știu ce momelă putem folosi ca să-i prindem. Ce părere ai? Tu vorbești serios sau glumești? Glumeam. Malul e acolo. Mingea? Acolo e mingea mea. Ți-am mai spus, ai puțină încredere. Fără mine ți-ai fi căutat toată ziua mingea în tufișurile alea. Și cât... Kikoriki. Du-te și spune. Ce zici de asta? Cine pierde trebuie să-l ducă pe câștigător în spate până acasă. Cum? Uite așa. Stai comod? Nu prea. E regulă, o să te obișnuiești. O să jucăm până la 5. Milu, ce mă enervezi?
enervez și mai tare. Asta e! Nu mai vorbesc niciodată cu tine! Nici eu nu mai vorbesc cu tine! Tot vă mai certați? Mă enervează așa de tare! Bine, bine! Ariciu, hai să mergem! Oprește-te! Du-te tu, te rog, și spune că ea mereu mă enervează așa de tare! Du-te și spune-i tu! Dar eu nu pot, pentru că eu nu vorbesc cu ea! Ariciule, te rog mult! O să mă grăbesc! Mă duc să-i spun și apoi mă întorc imediat! Fira! De ce durează așa de mult? I-am spus! Și ea? A spus că o enervezi mult mai tare. Atunci dă-i mesajul ăsta. Așa faci tu! Ajunge! Nu este mesagerul tău! Fii atent ce-ți spun! O să obosească și nu o să mă mai ducă pe mine în spate! De unde știi că o să te duc eu? S-ar putea să câștig? Așa e, Ariciu! Spune-i! Nu are niciun pic de respect față de tine! În locul tău nu aș mai vorbi deloc cu el! Da, să știi că nu mai vorbesc niciodată cu tine! Păi bine! Nu mai vorbesc nici eu cu tine, na! Ți-e teamă că o să pierzi și te folosești de asta ca să nu mai joci, a? Așa faci tu! Întreabă-l cu cine vorbește! Hai, hai, întreabă-l! Dacă nu cumva vorbește cu mine! Ariciu a spus că... Spune-i tu lui că vorbesc cu conștiința lui care a tăcut chiar înaintea lui, înțelegi? Da? Vrei să spui că nu am conștiință? Atunci spune-i că... Ariciu? I-ai spus lui Milo exact ce am spus? Da, i-am spus cum ai zis, dar mai bine spune-i tu! Ariciu, nu înțeleg de ce ții la mine? Mă enervezi așa de tare! De azi nu mai vorbesc nici cu tine! Nu mai vorbesc cu niciunul dintre voi! Ați înțeles? Ce faceți? Vă jucați vreun joc sau ceva? Săpescu, spune-i tu, te rog, lui Milu să-i zică lui Ariciu... nu, e prea complicat. Spune-i doar lui Ariciu că dacă nu e un fricos, trebuie să se joace cu mine chiar în clipa asta. Și dacă nu vorbește cu mine în timp ce ne jucăm, asta este și mai bine. Cum adică? Nu vorbiți unul cu altul? Niciunul! Voi chiar sunteți deosebiți! Tratamentul liniștit, a? Gura închisă! Hai, spuneți ceva! Hai! Gura închisă! Niciunul nu vorbește! Săpescu, tu mă enervezi așa de tare. Uite și spune-le că este vina lor că nu vorbesc unul cu altul. Și spune-le că sunt ocupat și că am lucruri mai bune de făcut decât să-mi pierd timpul nevorbind cu ei. Hai, te rog, du-te și spune-le. Ce coșmar ciudat am avut. Sopa,
Ariciu, vă rog, faceți-mi o plăcere. Veniți împreună cu mine la Săpescu și spuneți-i că, deși sentimentele voastre sunt rănite, nu puteți folosi tratamentul tăcerii cu el. Trebuie să vorbiți despre asta, să discutați și să încercați să găsiți un teren comun și să vă cereți scuze. Nu asta înseamnă să vorbești, nu asta înseamnă să fii prieten. Sigur, sigur. Dar mai întâi spune-i unei anumite persoane de pe spatele meu că ne-am înțeles să-l car de la masa de ping-pong și până la el acasă. Trebuie să meargă pe jos 2 metri de aici și până la Săpescu. Versiunea Kikoriki. E o buruiană, o buruiană cu adevărat. Nu, 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 prietenul meu fermier, nu înțelegi prea bine. Trebuie să-i știu numele exact. Nu are un nume. E doar o buruiană, atâta tot. Așa folosești tu metoda științifică, prietene. Vezi tu, naivul meu prieten, totul în natură are un nume. Este imposibil ca ceva să nu aibă un nume. Să vedem care e situația. Nu există. Diametru 25, 70 de centimetri. Înălțimea. Așa. Să vedem. Leguminoasă, fibroasă. Da-ta-ta-ta. Poate e asta? Nu, nu e asta. Se pare că am descoperit o plantă necunoscută științei. Lanuș! Hei, Lanuș! Deci până la urmă să scot buruiana asta. Nu, specia asta e una necunoscută. Trebuie examinată foarte amănunțit. Păi, tu știi mai bine. M-am gândit să te întreb. Anunță-mă dacă te răzgândești. Este fenomenal. Test. Până la finalul primei zile, specimenul a crescut cu 40% și pe lângă asta strălucește. Hei, Lanuș! Lanuș! Eram în drum spre tine, așa că m-am gândit să mă opresc și să te întreb dacă nu te-ai răzgândit cu privire la buruiană. O să te ajut să scapi. Ia uite, la răsadurile astea sunt trandafiri napi. I-am încrucișat chiar eu, și frumoase și gustoase. Să mă înțepe, Albina, cu ce uzi chestia asta? Ce îngrășământ folosești de obicei, prietene? În general, bălegar, dar și superfosfatul este bun. Stai o secundă, lasă-mă să notez asta. Nu e doar o buruiană? O buruiană bună de nimic? Cum? Cum adică bună de nimic? Strălucește în întuneric. Păi, dacă strălucește, atunci e o altă poveste. Ce ciudat, e nebun, vede buruieni strălucitoare. Specimenul nu numai că a emis raze de lună, dar de asemenea a scos și sunete asemănătoare cu muzica clasicilor vienezi. Ce nebunie! Atrasă de lumină, o familie de fluturi s-au adunat în forme circulare și s-au rotit într-un rit de ceamănă cu dansul. Ce prostii! Legătura emoțională!
Asta să fie? Nu, nu are cum să fie. Legătura emoțională creată de muzică și lumină atins pe frecvența undelor medii un sentiment suprem de fericire. Așa ceva nu este posibil! Este imposibil! Eu cred că nu este posibil. Așa ceva nu este posibil. Lanuș! Lanuș! Eu am scos-o. Foarte bine, ai făcut bine. Nu era științific posibil. Era imposibil. Sigur că nu era științific. Buruienile nu sunt științifice prin natura lor. O să plantăm niște plante hibride și atunci totul o să fie frumos și științific. Au dublat actorii Viorel Ionescu, Anca Iliese, Gabriel Spahiu, Ionuț Pohariu, Cristi Niculescu, Ionuț Grama, Constantin Lupescu și Serghei Chiviriga. Dialoguri Ovidiu Mitrică, mixaj sunet Claudiu Bodrug, traducător Serghei Chiviriga, regizor Alexandra Radu. Versiunea în limba română a fost produsă de SDI Media. Nu rata următoarele aventuri! Click pe playlist pentru a urmări toate episoadele.